Pentru că vorbim despre fiecare zona țării în parte, cum spuneam, avem o zi mai caldă decât ar fi normal, dar cu averse și instabilitate în nordul, în nord-vestul țării și prin centru. În rest, ploile apar sporadic, iar maximele pleacă de la 13 grade în depresiuni și ajung până la 22 de grade în ținuturile sudice. Vedem ce se întâmplă în fiecare zonă și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde găsim vreme destul de frumoasă, soare, câțiva nori și temperaturi în creștere față de ziua trecută. Nu prea sunt semne de ploaie, iar pe la amiază se ating 19-20 de grade. Și mai sus, în Moldova sudică și nordul Munteniei se mai încălzește puțin. Ieri s-au înregistrat 16-17 grade, dar astăzi temperaturile vor urca până la 20 de grade. Mai apar ceva norări și e posibil să picure trecător, dar în ansamblu va fi timp frumos. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, norii se adună mai spre seară și la noapte, când vin ceva ploi. Până atunci prindem o zi destul de însorită și se face mai cald decât ieri. Maximele vor fi de 17 grade la Suceava, în Bacău vor fi 19 grade, la Iași 20 de grade, iar la Piatra Neamț 18 grade. În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim atmosferă instabilă, vor fi mulți nori, averse și descărcări electrice. Vor fi și condiții de grindină și se pot strânge 15 litri de apă pe metru pătrat. Vântul prinde putere și temperaturile se opresc până la 15-16 grade, iar ploile continuă și după lăsarea nopții. O să plouă și în vestul țării, îndeosebi în Crișana, pe unde se anunță averse consistente însoțite de tunete și fulgere. Zărim și soarele printre nori, iar maximele mai câștigă un grad sau două față de ziua trecută. Temperaturile cresc astăzi și în zona Transilvaniei. Pe aici găsim vreme schimbătoare. O să plouă mai mult în vestul provinciei, iar vântul va sufla mai tare în zona montană înaltă. Și în zona Olteniei apar ceva ploi, mai ales în a doua parte a zilei. Se arată și soarele din când în când și se face mai cald decât ieri. Maximele ajung pe la 21 de grade la Drobeta Turnu Severin, la Craiova vor fi 19 grade, la fel și la Râmnicu-Vâlcea. Vremea continuă să se încălzească și în ținuturile sudice. Temperaturile vor urca până la 21 de grade, poate chiar 22, și pot să apară și câteva ploi slabe pe parcursul zilei. În București ne așteaptă o zi destul de plăcută și mai caldă decât cea de ieri. Pe la amiază se ating tot așa, cam 20-21 de grade. Vântul rămâne activ și mai apar ceva norări, dar șansele de ploaie sunt foarte reduse. Temperaturile cresc și pe timpul nopții, iar minima ajunge pe la 9 grade. Și la munte se mai încălzește puțin. O să plouă în masivele din vestul și din nordul țării. În rest găsim vreme frumoasă și câteva reprize de ploaie în orele serii. Vântul va sufla mai tare pe creste, iar în zona înaltă din Carpații meridional și oriental este posibil să cadă lapovița. 9 grade vor fi la Păltiniș, la Predeal 11 grade, 10 grade vor fi la Stâna de Vale, în Semenic vor fi 7 grade, iar în Ceahlău 3 grade. Cam atât deocamdată, revin însă în câteva minute cu alte informații. De ploi în zona vestică, nord-vestică, se menține acest cod galben de inundații. În rest, vântul va avea intensificări susținute în aproape toată țara. Avem, cum spuneam, vreme rece în vest, nord și în centru, iar vântul va sufla tare în toată țara. În ținuturile nordice și prin centru, de asemenea la munte, apar averse cu tunete și fulgere, iar ploile pot lăsa în urmă cantități destul de mari de apă. Vedem ce se întâmplă în fiecare zonă și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde găsim atmosferă schimbătoare. Vor fi perioade cu soare, vină și câteva reprize de ploaie, iar vântul va atinge viteze de 50-60 de km pe oră. 22 de grade vor fi la Slobozia, la Călăraș vor fi 24 de grade, la Tulcea vor fi 23 de grade. Mai sus, în Moldova sudică și nordul Munteniei, prindem și scurte momente însorite, iar pe parcursul zilei o să apară și câteva averse. Vântul se întețește, iar la amiază nu vor fi mai mult de 22 de grade în zonă. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vin averse însoțite de descărcări electrice, iar în nordul Carpaților Oriental se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul are intensificări susținute, iar pe crestele montane va sufla cu peste 100 de km pe oră și vor fi 21 de grade la Iași, în Bacău vor fi 19 grade, la Piatra Neamț 18, iar la Suceava 17 grade.
În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem vreme rece și instabilă. Vor fi averse zgomotoase, iar ploile pot aduce chiar și 35-40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul prinde putere, iar rafalele vor depăși 50-60 de kilometri pe oră și vor fi în jur de 12-13 grade aici. Și în ținuturile vestice, vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Vântul va agita atmosfera pe tot parcursul zilei. O să plouă consistent, iar în zona munților Apuseni se pot înregistra peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. 16 grade vor fi la Oradea, la Arad vor fi 19, la Timișoara 20, iar la Deva 18 grade. În Transilvania găsim tot vreme rece, iar maximele vor atinge 11 grade la Miercurea Ciuc, la Târgu Mureș vor fi 13, la Sibiu vor fi 14, iar la Brașov vor fi 15 grade. Nu prea zărim nici soarele, iar aversele pot lăsa în urmă peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. În plus și vântul va sufla tare, în regiunile mai joase va trece de 80 de km pe oră, iar în zona înaltă de munte rafalele vor depăși 100 de km pe oră. În Oltenia urmează o zi destul de însorită, însă la deal și la munte vor fi și câteva reprize de ploaie. Vântul se întețește și va avea viteze de peste 70-80 de km pe oră și vor fi 20 de grade la Târgu Jiu. La Drobeta Turnu Severin vor fi 22, iar la Râmnicu Vâlcea vor fi 19 grade. Și în ținuturile sudice, vântul va avea intensificări susținute cu rafale de peste 80 de km pe oră. În zonele mai înalte vin câteva averse zgomotoase, dar în lunga Dunării va fi vreme frumoasă cu temperaturi de 25 de grade. În București avem soare în cea mai mare parte a zilei, iar maxima va ajunge până la 24 de grade. Vântul prinde putere și aici, iar după amiaza și seara va sufla cu peste 65 de km pe oră. La noapte se face mai răcoare decât în noaptea trecută și temperatura va coborî până la 9 grade. La munte vor fi averse zgomotoase, se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat, vântul va avea intensificări în toată zona montană, iar pe creste rafalele vor depăși 100 de km pe oră. La altitudini mari va ninge sau o să cadă Lapovița și vor fi 6 grade în Semenic, 2 în Ceahlău, 9 la Predeal, 8 în Păltiniș, la fel și la Stâna de Vale. Cam atât deocamdată, revin însă în câteva minute cu alte informații. Cu tunete, cu fulgere și vor fi și răbufniri ale vântului. Se mențin și condițiile de grindină și de vijelii, iar maximele termice pleacă de la 20 de grade în depresiuni și ajung până la 29 de grade în regiunile vestice. Vedem ce se întâmplă în fiecare zonă și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde găsim vreme destul de frumoasă, cer curat în prima parte a zilei, dar și câteva averse prin zona Dobrogei. Vântul se va înteți pe timpul ploilor, iar temperaturile vor ajunge până la 26 de grade. Mai sus în Moldova Sudică și nordul Munteniei sunt anunțate ploi, mai ales la deal și la munte. Vor fi perioade cu soare, iar maximele termice se opresc la 27 de grade. În nordul Moldovei și în Bucovina vor fi norări și averse abundente, însoțite de fenomene electrice și vânt puternic, iar temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri. În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme mai bună. E drept că și pe aici mai apar averse, dar pe suprafețe mai restrânse, iar maximele nu vor trece de 26 de grade. În ținuturile vestice se arată soarele și o să plouă doar în zonele mai înalte, se încălzește ușor și aici și se ating 29 de grade. În Transilvania avem o zi cu instabilitate și ploi, iar în zonele montane se vor acumula peste 35 de litri de apă pe metru pătrat. O să cadă și grindina și se pot produce vijelii. La Brașov vor fi 21 de grade, la fel și la Miercurea Ciuc, la Târgu Mureș vor fi 25, iar la Sibiu 24 de grade. În Oltenia se anunță soare și vreme bună la începutul zilei, dar spre seară norii se adună treptat și vor aduce ploi zgomotoase. Vântul va avea intensificări pe timpul ploilor, iar temperaturile cresc ușor. La fel va fi și în ținuturile sudice, norii se strâng după amiază și apar averse consistente cu fenomene electrice și vânt intens. Temperaturile ajung până la 24-25 de grade. În București, instabilitatea crește după prânz când așteptăm ploi zgomotoase. În intervale scurte de timp se pot acumula peste 20 de litri pe metru pătrat, iar în termometre vor fi 26 de grade. La noapte cerul va deveni variabil și minima ajunge la 15 grade. În zonele de munte se anunță soare dimineața, dar mai târziu vor fi ploi torențiale și e posibil să cadă și grindină. Cantitățile de apă pot depăși 35 de litri pe metru pătrat, iar vântul crește în intensitate pe timpul ploilor.
Pe litoral urmează o zi cu vreme bună în ansamblu, însă după amiază mai sunt înărori și condiții de averse. Pe plajă vor fi temperaturi de până la 25 de grade, iar apa mării va avea în jur de 19 grade. Cam atât deocamdată, revin însă în câteva minute cu alte informații. Est și în centru se menține codul galben de caniculă și disconfort termic ridicat, iar temperaturile vor urca până la 35-36 de grade. În schimb, pe partea vestică avem atmosferă instabilă, averse abundente și rafale puternice de vânt. Până mâine dimineață este cod portocaliu în toate aceste zone, pe unde se pot strânge chiar și 80 de litri de apă pe metru pătrat. Au fost emise și avertizări de inundații, dar mai multe vă spun imediat după sport. Iar în vestul țării se ating 27 de grade. Soare și atmosferă plăcută avem și vineri, iar în weekend se mai încălzește puțin. Duminică temperaturile vor urca până la 30 de grade și doar în zonele montane apar câteva ploi slabe trecătoare. Cam atât deocamdată, cu mai multe alte informații, însă vă aștept imediat după sport. Mulțumesc, Magda. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează sport, vremea la Schierbinți și partida Macedonia de Nord-România din preliminariile FIFA World Cup 2022. Ne revedem mâine la ora 19. O seară excelentă tuturor!